Și am ajuns, dragii mei, și la zodia vărsătorului. Vărsătorul de apă, vărsătorul care are în urciorul lui proverbial praf de stele. E un praf de lumină. Nu întâmplător să spune că vărsătorul varsă apă. Este o expresie metaforică, dar care trebuie să însemne ceva pentru fiecare dintre domniile voastre. Progresul spiritual se vrea obligatoriu cu Saturn Kazimi și conjuncția Venus-Marte din constelația voastră. De ce? Pentru că unii vărsători sunt guvernați de Uranus, iar alți vărsători sunt guvernați de Saturn. Când vorbim de o energie saturniană, vezi Saturn Kazimi, și mai vorbim și de o conjuncție plină de substanță, de zâmbet și de trăire tinerească, lucrurile pot să funcționeze bine, dacă nu chiar foarte bine. Pentru că ne referim la individ, nu la ce înseamnă tot. Sigur că țara este învărsător și mulți o să spuneți, păi dacă este învărsător cu agitația, cu ce se întâmplă, cu ce s-a întâmplat, cu... Da, presiunea este foarte mare, așa este, este o presiune mognită, mognită. Dar știți cum e, astrele predispun, omul dispun și există acolo o parte nevăzută unde ține de mâna lui Dumnezeu. E o altă discuție care este mult mai profundă și care sigur trebuie tratată cu totul altfel. Dar spiritele superioare întotdeauna mă vor înțelege. Important este ca cei care luptă să evolueze să înțeleagă cât de important este așa ceva. Deci, semn de evoluție, spirit zvelt, cu responsabilități și responsabilitate pe măsură. Alții refuză, se izolează și involuează. Nu în sensul în care te izolezi că este poate încă fric și stai acasă, ci în sensul în care refuzi. Refuz pur și simplu să vezi adevărul, adevărul adevărat. Deci urmează pentru vărsător o perioadă, o săptămână plină de efervescență, dar efervescența aia este de altă natură, subtilă, așa îi spun eu.